Salut! Am aici un demarer la care o să-i scot arcul și o să-l punem înapoi. În videoul de azi are temă cum să pui arcul la demarer. Ăsta e demarerul de la motocoasa mea Expert. E demarerul original. E funcțional după cum se vede. O să-i scoatem arcul și o să-l punem înapoi. Sunt câțiva dintre voi care m-au rugat să fac chestia asta. Prima dată să nu-mi sară în cap, slăbesc sfoara. L-am desfăcut. Ideea e că ăsta al meu are formă cam ciudată. În momentul ăsta trebuia să vină încolăcit așa, dar el se încolăcește și invers. În fine, nu e asta important. Ideea e că avem două capete, cel din centru și cel din exterior. Cel care vine în exterior tot timpul trebuie să aibă chestia asta către în afară, niciodată către interiorul melcului, să zic așa, adică ceva de genul, niciodată invers. Dacă nu are, puteți să o faceți la cald cu un patent. Așa. Și cum se pune? Deci se pune aici și ne apucăm să învârtim. Ideal ar fi să nu avem sfoara pusă, dacă ne cam încurcă. Deci se rulează către interior. Se ține cu un deget tot timpul fix, adică acum țin cu ăsta, dau o jumătate de spiră, țin cu ăsta, dai că s-a agățat între piept acum, ok, acum dau cu ăsta, schimb, țin cu ăsta și tot așa. Așezăm frumos și cam aia e. Și acum mai intervine o problemă. Chestia asta, ciocul din mijloc, trebuie să vină prins aici. Să intre aici. Ok. Ăsta trebuie pus așa, dar el fiind cum e acum, nu o să intre niciodată. Așa că trebuie să-l aranjăm noi un pic. După caz. La fel, dacă e așa prea în exterior, nu o să meargă. Ideea e că trebuie să fie ceva de genul. Aproximativ. Ei, trebuie să avem grijă ca acest cioc să intre exact aici. Nu știu dacă vedeți voi, dar ideea e că uite cum se vede, a intrat acolo exact unde trebuie și e bine așezat. Mai departe, punem acel arc mititel. După ce am băgat chestia asta, mai avem trei piese. Arcul, chestia asta cu sârmele, practic în astea se învârte motorul. Și șurubul. După care se strânge. Sârmele astea trebuie să intre bine aici.
Ok. Acum ce trebuie să facem? Să tragem sfoara. Și să o învârtim. Cred că 4 ori e suficient în cazul meu. Nu, încă 2. Ok. Și acum avem un demarat perfect funcțional. Cam asta e ideea. Ce se întâmplă de obicei? Ciocul acela care l-am pus primul se rupe și nu se mai trage soara înapoi. Deci cam asta a fost cu punerea alcoolului la demarat. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Vă salut, la revedere!